Bine v-am regăsit. Avem pe masă un mixer pentru adeziv, mortar, vopsea și alte materiale de la Steinhaus. Luat bineînțeles de la EMAG, că mai mult ei vând marca asta. Am găsit o ofertă destul de bună, am făcut o reducere și urmăream de ceva vreme să iau un mixer din asta pentru adeziv și vopsea în mod special, că n-am vrut să și nu vreau în general să folosesc rotopercutorul de teamă că mandrina să mai poate descentra. Una e să dai o gaură sau cu un burghiu sau cu o carotă și alta e să amesteci la material într-o găleată. Așa că am luat chestia asta, jucăria asta, să pot să-mi fac treaba cu el. Să amestec vopsea în primul rând și să pregătesc material pentru gresie, faianță, când o să pun în hol și în baie. Este un model suficient, zic eu, ca și putere, așa, 850 de W. O să încerc să vedem dacă pot să vă arăt și mai de aproape cam ce specificații are. Deci 850 de W, folosește paleta din asta în diametru până la 120 de mm, numărul de rotații între 180 și 700, 3 metri lungimea cablului și cam astea sunt informațiile prezente pe cutie. Modelul este ăsta de aici, o să-l vedem imediat după ce îl despachetez. Deci are viteză variabilă, reglabilă. Asta e o treabă bună, că la vopsea în special nu poți să dai cu turație mare, că ți sare pe toți pereți. Hai să desfacem cutia și să vedem ce avem înăuntru. Să-l pun aici undeva să nu ne încurcăm de el. Avem așa, într-o punguță două chei de strângere, astea sunt pentru palete. N-am eu lumină foarte bună astăzi, dar ne descurcăm cu ce avem. Un set de cărbun de rezervă. Deci aici înăuntru este certificatul de garanție și probabil și manualul, da. Manualul de utilizare. Hai să vedem, să o luăm așa. Partea de jos a paletei. Destul de grea, de solidă. Foloseam înainte la rotopercutor una, mult mai firavă decât asta. Pare destul de zdravână. Să vedem dacă mai avem altceva, da. Cealaltă parte a paletei care intră în mașină. Avem și unealta și în cutie nu mai avem nimic. Încercăm să facem un pic de spațiu. Dăm și mai aproape un pic. Vedem dacă reușim să vedem cât mai bine. Ok. Deci, asta este jucăria. Pe etichetă, mare lucru nu scrie, 850 de W, exact ce vă spuneam și mai devreme. Aici probabil sunt capacile pentru schimbarea cărbunilor, a perilor colectoare. Avem un mâner, un al doilea mâner, da. Hai să dăm hârtia asta jos de aici. Un pic de grăsime. Ok. Deci în principiu cam așa se prezintă. Nu e mare lucru. Aici avem o parte metalică vopsită așa în lovitură de ciocan.
Ca lucrătură e destul de bine lucrat, deci nu e nevoie să fie cine știe ce pentru genul ăsta de unealtă. Pe mine mă interesează să meargă, să-și facă treaba, să aibă suficientă forță să-mi învârtă în material. Și altceva nu prea mă interesează. Aici avem variatorul ăsta de viteză. Vedem dacă și reușesc să focalizez un pic. Câte trepte are, deci maxim. Deci are 6 trepte, din câte îmi dau eu seama. Sau 5, cred că 6. Ok, deci de aici regleză turațiile mașinii. Hai să îi montez și paleta, să vedem așa cum arată ca și întreg. Deci ăsta evident intră aici, că în altă parte nu are unde. Se strânge una din cheile astea. Zic și eu că pentru asta sunt. Și pare să nu ai nevoie de cheie pentru asta. Să dau așa, să montez și capătul celălalt al paletei. Da. Ne dăm un pic mai departe. Să vedem cum arată utilajul din ansamblu, așa. Aș fi dat drumul la lumină aici la banc. Să vedem un pic mai bine, dar vedeți că apar aceste... A, s-a oprit. Atunci o să las lumina în funcțiune. Deci, ăsta este utilajul. Nu am în ce să-i fac probă acum, că nu o să mă apuc să pregătesc o găleată de material numai ca să-i fac probă. Îl veți vedea la lucru atunci când îmi va folosi, dar o să-l acționez în priză să vedem și noi cum, în primul rând, dacă merge. În vedere că abia l-am despachetat, să mă asigur că funcționează, că e tot ok. Și deci cam așa. Mult mai confortabil. Uite că e bună chestia asta de fier. Îl țin așa sprijinit, deși nu cred că ăla este scopul lui. Bun, hai să-l bag în priză. Nu mai lungim vorba. Să vedem dacă și funcționează. Nu am prelungitorul până acolo. O să dau camera mai aici. Și... ca să ajung la priză. Așa. Eu acum nu mai văd dacă focalizează sau nu, sper să merg. Ia să vedem la ce viteză este dat. La mine, mai să-l dau la 1. A, foarte slab la 1. La 5. La maxim. Funcționează. Ne mutăm înapoi. Asta e situația. Bun. Nu știu dacă s-a văzut foarte bine. O să-mi dau seama când o să văd și eu clipul. Dacă a rămas focalizat. I-ați văzut proba. Merge la minim. Se învârte foarte puțin. Nici nu știu la ce aș putea să-l folosesc cu viteza la minim. Că nici măcar la vopsea n-ar merge. Dar este foarte bine că are acel variator al vitezei, pentru că altfel nu puteam să-l folosesc la vopsea.
Vopseaua e mult mai lichidă și da. Păi în momentul de față altceva nu știu ce să mai spun despre acest nou instrument pe care l-am achiziționat. O să-l vedeți la treabă când o să mă folosesc de el și sper să e bun. Nu a costat nici foarte mult. În orice caz este o unealtă pe care o folosesc, probabil că o să o folosesc un pic mai rar, că principala mea activitate nu este nici zugrăveala, nici montarea de gresii și faianță, eu fac pentru mine ce fac și nu o să am nevoie să îl folosesc în regim industrial. De-aia nici nu dau foarte mulți bani pe scule pe care nu le folosesc în mod frecvent. Când am nevoie de o sculă pe care o folosesc des, atunci da, îmi iau de regulă ceva de calitate. Dar pentru genul ăsta de scule nu se justifică, să zic așa, nu se merită să investesc foarte mulți bani. Își face treaba foarte bine și o chestie de genul ăsta și cine știe când va mai servi. În orice caz, am mai luat, știți că mai am unelte de la Steinhaus sau Steinhaus, cum se mai spune, că n-am înțeles și nici nu prea mă preocupă. Și merg. Invertorul de sudură de la Steinhaus, mai am minifreza tot de la Steinhaus, merg, își fac treaba și sunt niște scule ieftine, bune, te folosești de ele, îți faci treaba cu ele și dacă sunt chestii pe care le folosești o dată pe an, să zicem, n-are rost să, că nu se justifică, eu așa consider. Da. Păi cam atât pentru acest clip, o să îl vedeți așa cum v-am mai spus la treabă, atunci când îi va veni rândul. Ne reauzim, ne revedem la clipul următor, până atunci eu ca de obicei vă doresc să aveți chef de treabă și să auzim numai și numai de bine.